Alo? Vasile? Hai să trăiești. Eu sunt frate. Ce faci, domn procurore? A? Ai primit cadou de la mine? Așa, grătarul ăla, ți-a plăcut? Băi, Vasile, nu e scump, dar e din inox, bă. Ascultă-mă că eu mă pricep. Deci poți să faci pe el, poți să prăjești orice, orice, orice. Și un cadavru, dacă vrei să scapi de el, îl prăjești. Înțelegi? Ce, mă, te-ai supărat? A, ți-ascultă telefonul. Păi da, bă, că nu mai poți, băi, în țara asta nu mai poți, nu mai poți să faci nimic ca să rea. Dau ăștia și ne ascultă telefoanele. Nesimțiți ăștia care au salarii mai mari ca noi. Ne rupem cârca pe teren și ei ascultăcioși ăștia asta și... Bă, ați întrerupt, a? Grația e, dracu, să vii. Securiștilor ce sunteți. Băi, frate, bă, băi, băi, băi. Rafaele! Bă, ce cauze ești? Domnul, poți să-mi mese, ce faci? Stai jos! Băi, Rafael, ai și o rugăminte la tine. O să beau și o dată o băutură de-asta de boiere, așa. Fă și mie un cocktail. Ha? Te pricepi? Cum să faci? Torni un pic. Așa? În trei sferturi de sifon. Așa? Bagi un pic de sare de lămâie, da? Niște boia, o linguriță de sare, una de zahăr, storci o lămâie acolo și la sfârșit arunci o măslină. Ce boia, bă, ce măsline, păi mie nu mi-e foame, mă, mi-e sete. Hai, mă, lasă-mă în pace că nu știi să scrie aici, pe instrucțiuni, cum să face. Este în engleză, nu știu, asta e limbi străine. Bă, tu vorbești serios? Da. Ia uite, bă, frate, mă, deci așa, mă? Înseamnă, păi, de ce greu să fii bogat, mă, înseamnă. Păi, da, au dreptate să văi de și ăștia. Dacă ești sărac, bei o bere și te culci. Așa. Bă, nu se poate, bă, deci, ca să te înveți, trebuie să știi engleză, mă. Bă, ți-am zis să nu-mi dai cravata asta cu dungi. Mie nu-mi stă bine cu dungi, bă, mie îmi stă bine cu picățele, n-ai învățat? Bă, ți-a stă bine cu ce zic eu, că eu sunt aia cu gustul, mă. Eu sunt gata, putem să mergem. Mergem, dar mai încolo, mai stai puțin, mai ai răbdare. Bine, atunci vă aștept la mașină. Băi, ia stai pe loc, mă. Ce a zis tactul să mai stai un pic aici? Vreau și o să aud, să auzim și noi repertoriu, mă. Mergem acolo să n-avem vreo surpriză, ceva, bă, să ne facem de râs. Lasă-o în pace! Lasă-o în pace! Dar ce-i sluga ta? Du-te încolo, vino încoace, vino încoace, stai acolo, cântă, nu cântă, lasă-mă, mai lasă-mă, stai singură. Băi, Ionico, am zis să auzim și noi ce cânti. Uite, bă, ce soare e. Ce cânti acolo? Să ne spui ce cânti, ca să vedem, poate îți dăm vreo idee, poate... De asta am zis, să mai stăm puțin. Exact. Ia zi, ce cânti, ce? I can importa, you lost me, power of love și fireworks. Hai, mă, ce mâncă, I can importa, firebox și alea. Zic ce cânt, zic cu gura, adu-mă cafea. Hai, ai adus-o, bravo. Tate, te rog, eu lasă-mă în pace, hai să plecăm. Păi ce mai, ia, vino încoace, mai! Ce lasă-mă în pace? Vino încoace! Mă, uite de la mine. Ce lasă-mă în pace? Noi suntem părinții tăi, avem o responsabilitate, vreau să știu ce cânt, să nu te faci de râs acolo. Ai înțeles? Nu merge cu, lasă-mă în pace. Ia vezi, dacă nu-mi arăți ce cânti, nu plecăm nicăieri. Gata! A terminat! Hai! A quien le importa lo que yo haga? A quien le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré. Uite, vezi? Așa. Nu e bună. Nu e bună, că e chelne porta, notă morta, nu, e murit așa, e gata, zi alta, hai, dă-mi cafea. I am done smoking gun, we've lost it all, the love is gone. Nu e, bă, nu, e, nu e prea multă văicăreală, mă, nu e bună, mă, astea sunt de-astea, bucăți de-astea care se cântă dimineața la ciorba de potroace, e altfel, tu cânti la ora 9, astea se cântă dimineața la 5, la, ca... Ca inel de aur ăla, inel de aur, seamănă Dumnezeu cu ea, așa. Nu merge la ori nouă seara, alta, mai una mai săltăreață, mai cu șvung, mai, hai. Baby, you're a firework, come and show them what you work, make them go, oh, as you shoot across the sky. Te-ai mățat-o pe asta după pick-up și sărea acum? Băi, ia mai tași, bă, că acum chiar mă enervez că nu te pricep deloc, bă. Păi mie chiar asta mi-a plăcut, mă, că e cu zvâc, cu a, că mai saltă lumea de la masă, mai e cu antren. Băi, având în vedere că la clubul ăla
lumea e de nivelul Butănțica, cântopă. Deci de Dolonescu nici nu poate fi vorba, a? Nu. Păcat de vocea. Haide, bă, hai să mergem. Hai, că am și o beau până la poartă. Hai, mă, unde e restaurantul la Mai Ioana? E imediat după colț. E așa după colț? Da. Mai! Hai să mergem. Mai nu pleacă nimeni! Mai nu pleacă nimeni, stați pe loc! Ce-ai puțin, mă? Nu-mi găsesc pantofii. Nu-ți găsești pantofii, mă? Nu știu unde i-am pus. Păi dacă mai râde la ei, crăpcan... Eu nu mai râdesc, bă. Cum, unde i-ai pus? Unde i-ai pus? Eu mă grăbesc că trebuie să ajung înainte. Ne vedem acolo. Bine, mă, hai du-te că te ajungem de nou. Pe mașină, cum unde i-am pus? Cum pe mașină? Când în mers? Na, e bine, cum când? Când ai venit a plecat de acasă, mă! Că mă strâng, că sunt cu jumătate de număr mai mici decât port eu, mă, că n-am bani să-mi iau și o pereche normală. Și a zis să nu stau cu deștere așa toată seara și am pus-o pe mașină. De ce așa te cred? Înțeleg că nu înțeleg. Ai pus deci pe mașină, atunci ai... ia-i după mașină acum. Nu coace și ține-mă, mai! Lasă-mă-mi coace, lasă-mi... Du-te, bă, că nu te cunosc, mă, azi m-am bagiat. Eu un domn și tu te sculți, să zici că eu merg cu tine așa. Mai nu poți să faci asta, dacă mai râzi, scrăp capul și ți iau brasnic, o proastă ce ești. Descurcă-te! Mai, Gica, mai nu poți să mă lași aici, dă-mi mâna că-mi pierd! Miro, coace și tu, că asta e mică și nu mă poate ține. Mai, Gica! Mamă! Bine ați venit. Bine v-am găsit. Ce elegantă. Și cred că sandalele sunt foarte elegante. Da, a costat ceva, dar a meritat. E pe irisire, e cu o culoare pasionată. Unde stătem, deci? Da. Aici stau eu? Asta este masa pregătită. Eu stau aici, să știi. Eu stau alie, vreau să stau în față. Puiuț, lasă-l. Puiuț. Ăsta e Puiuț? De ce zici Puiuț? Îți bagi joc de el așa sau cum? Și de când era mic. Ah, am înțeles. Bine, Puiuț, treci la coteț. Hai. Hai, haide, du-te. Cheamă Puionica și să ducem acasă. Haide. Puionica a plecat, mă, de mult. A vrut să vadă cu fetele, eu i-am zis că e bine, da, poate. De ce a plecat, mă? Că-i fată mare și care voie. Cum de ce a plecat? Să avem și noi o seară liniștită, bazată pe romantism, de-aia. De atunci nu mai are rost să stăm. Nici mai ce rost mai are să stăm. Hai să mergem în casă, haide. Bă, dar mi-e și silă, bă. Bă, micuțule, nu o să te bucuri și tu măcar și tu ești îmbrăcat așa ca un domn. Avem și noi un restaurant scump aici, frumos. Petrecem noi o seară liniștită? Tu te apucă grabă acum. Seară liniștită. Nu mă strânge cravata, nu-i parcă sunt băiat cu ăsta. Bă, ție să fie clar, nu plecăm nicăieri, aici stătem până mâine dimineață. Vreau să mă simt bine. Să vin de anul ăsta, e tras din boască de 3 săptămâni și eu beau vinul la ăștia de... Uite, ăsta e de 20 de ani vinul ăsta. E de seama cu Ionica, e mai mare ca el. Hai, mă, lasă-mă, coace. Bă, tu vorbești serios? Ăsta și-a bătut joc, ne-a dat vin vechi? Tu de ce crezi că mi s-a pus pata de vreau să plec acasă? Gata, eu, hai, plătim și mergem acasă. Gata, hai. Bă, tu știi cum că o stă vinul ăsta? Tu știi ce ești? Noi am băut de 14 milioane. Uite că am și mă băut ăsta de Rafael, am băut de 2 milioane. Bă, ce facem? Uite-ți. Bă, ce facem? Păi eu zic să plecăm, fugim. O luăm ușor pe sub mese și am ieșit afară în stradă, gata. Să fugim, mă, bă, trebuie pe sub mese cu costumul ăsta. Bă, bine, haide, lasă-mă, face. Așa și? Bine, nu știu, lasă că găsesc eu o soluție. Ei, lasă-mă, lasă-mă că cum de ziua asta ai cruzit. Lasă-mă, nu-i așa, mă, ce suntem proști, proști, mă. Haide, uite la lume și uite-te și tu și zâmbește frumos. Gică. Da. De ce pui mă? Îi place șpriț. Da. E mare păcat. Ăsta e un vin scump, e un vin bun, e un vin vechi. Vinul cu cât e mai vechi, cu atât e mai bun. Exact, asta explicam eu, încercam să explic la Gica.
Da, ce să mai faci la vârsta asta? Nu-i mai schimb habieturile, asta e. Hai că vă mai aduc o sticlă. Nu, lăsați. E în partea casei. Nu vă deranjați, lăsați, că nu trebuie. Insist, e plăcerea mea. Deci, dacă dumneavoastră insistați să-l aduceți, eu insist să-l plătesc, să știți. Mă, dar de ce să insiști dacă omul are plăcerea asta ca să ne plătească nouă un vin? Și am plăcerea să-l plătesc pentru că nu suntem miloși, puteți să ne plătim noi un vin. Adică ce, noi suntem așa, de la... N-am mai fost în de-astea să ne... Deci, dacă am zis că plătesc, plătesc. Cum vreți. Bă, am glumit, bă, stai puțin, mai nu... Deci știți că așa se face, adică nu vă deranjați, nu mai și el... Gata, și... taci, că te omor la masă aici, să nu te miști. Rezolv eu. Bă, ce-i asta? Tu vezi, Tanțico, ce scrie aici? Pe aia de ministerul? Administrației de ședinie de servici? Am găsit eu azi de dimineață în poartă, dar am uitat să ți-o dau. Mă, dar e oficială, măi, de la tine, de la servici? Dacă te avansează ăștia, bă. Dacă mă avansează, o rătă-nți cu copii, dar nu-mi era timpul ăla, timpul ăla cât muncesc, bă, frate mea. Bă, Tanțico, ia-ți de-aia și ministerul administrației și interiorul exact la fix. Bă, vezi cum le aranjează Dumnezeu pe toate. Fata mea vedetă, eu avansat, bă, Tanțico. Hai, bă, că a răsărit soarele și pe strada noastră, bă. Georgiano, te joc în picioare. Ce-ai luat cu șfac, mă? Georgiano, de ce nu mi-ai dat-o, mă, de azi dimineață? Te mănânc, Georgiano, tu știi ce asta? Bă, tu ești nebună, tu știi ce asta? Ești în țară că mâine am examen de verificare anuală a cunoștințelor. Băi, sunteți nebuni, băi, sunteți nebuni cu toții. Unde sunt cursurile? Știi cine mai așa? Vreți, domnul somnifer? Bă, ce face băutura asta din nou? Bă, tu de ce mi-ți-a spus, bă, ce ți-a spus o ție? Bă, mă, lăsa, mă, să-mi dorm. Când mai învăț eu asta? Bă, dacă pierd examenul din cauza voastră, vă mănânc, mă, să știi. Te mănânc, să știi. Gata, ia, fii, veniți cu aceea. Alinierea toată lumea, alinierea, acolo. Și eu? Tu nu, când ai nicio vină, pleacă de acolo. Alinierea toți, haideți. Drepți. Culcat. Ce, mă? Culcat. Haide. Cum a culcat? Culcat. Drepți. Dacă nu vă arăt eu vouă bine... Culcat! Aceți până am văzut toate astea, le faci drepți! Mai cega! Culcat! Au! Fiți atenți! N-am adormit, mă gândeam, mi-a venit o idee. Drepți! Vă răspundiți fiecare în colț de curte, nu știu numai, și vă gândiți cum să fetez eu examenul ăsta, că nu mai am învățat, nu mai pot. Ați înțeles? Hai, executarea! Fugi! Hai că la prostii vă merge mintea! Haide! Mamă, ce vă fac, mamă! Băi! Băi, unde sunteți? Hai, băi, adunarea! Hai, idei, v-a venit idei, zi, haide, cine e primul? Eu am una. Deci tu îmi trimiți prin SMS subiectele, iar o să îmi trimit răspunsurile prin MMS. Uite, bă, vrei? MMS-ul tot, du-te de aici, ieși, lasă-mă, bă, ce o prostie cât capul tău de mare, nu, bă, e fumată, e de mult, nu ne primește cu mobile înăuntru, ieși de aici, lasă-mă în pace, Georgiana, zi. Fac eu niște copiuțe, că oricum am scris-o mic. Bă, ține, nu-ți rușine, mă? Ce educație îți dau eu ție, mă, dacă te văd să-mi faci copiuțe, ieși de aici, să-ți fie rușine. Nu, bă, vă mănânc. Tu ai vreo idee, mă? Nu cred. Cea mai bună. Mă îndoiesc.
Șpagă. Aia te m-am îndoit bine. Dă șpagă. Uși, bă, de aici că nu mă bag eu în chestii de-astea, vă. Dar de când ești tu, mă, așa de corect? Uite, de când m-a făcut, m-a scârșit. Atunci să-ți ia, mă, ta examenul, na? Bine, ieși. Unde era? Aduceți-l pe Rafael, gata, mi-a venit o idee. Rafael, Rafael! E la școală, Rafael? Și tu de ce nu ești la școală? Păi nu... Stai mă, cum adică? Nu ai zis tu să te tân toți acasă ca să te ajutăm să înveți? Că dacă tu rămâi repetent, rămânești noi pe drumuri? Hai din gură, tași că mi-a zburat tot, aveam un stol de idei una, dar lasă-mă în pace. Deci de Rafael nu e acasă? Mamă, ce idee aveam, dacă nu e el, nu se mai poate face. De ce idee aveai, mă, dar ziua nu te mai ținea. Păi, m-am gândit să nu... N-am, că n-are rost, mă, ce-am să... Am zis să mergem la examen, dar mergeam cu toți acolo și făceam, că așa ceva nici nu s-a mai făcut, făceam o demonstrație practică cu exemple vii, astea, toate capitolele cu exemple fiecare. De exemplu, uite aici, bă, ce idee, fii atent, era prima, care o iau la întâmplare, abordarea persoanelor cu abilități intelectuale reduse. Îl scoteam pe Rafael în față, era un exemplu viu, îl arătam, dar mă, dar nu râde că era o terapie și pentru el. De ce? Fii atent, fenomenul infracționalității pe șoseaua de centură, centuristele și rolul lor în fluidizarea traficului. Te scoteam pe tine. Ia stai puțin, că până aici. Dar de ce pe mine mai luai? Exemplu pe mine. Da, nu e, dacă te scoteam pe tine în față să făcea în buteaș. Nu era. Ești material didactic, era, mă, nu înțelege greșit. N-ai orizont, n-ai viziune, n-ai nimic. Era material didactic, atâta. Mamă, ce... Bă, ce idee, bă. Uite aici, fii atent, punctul 3. De exemplu, punctul 3. Alcoolul, o plăcere la îndemâna oricui. Mă luam pe mine, mă scoteam pe mine în față. Cum așa scrie în carte? Alcoolul, un drog la îndemâna oricui. Mă scoteam pe mine în față, bă, că eu nu mă feresc, să știi. Și mă arătam, mă, ziceam și eu, în sensul în care eu, concomitent, știu și cum să mă anihilez. Eu când sunt beat, mă vor foarte frumos cu mine. Înțelegi? Adică era o idee, mă, făceam așa o chestie care nu s-a mai... Este pe... Bă, tu dai seama ce idee, asta e... Bă, eu pot să iau și bani europeni pe asta. Bă, fii atent, eu gândesc la alt nivel, mă. Ai, mă, și speri. Bă, trebuie să mă duc să mă omologhez la EOSIM. Trăiți? Putere. Să trăiți, șeful. Am treabă. Să trăiți. Bună, tata. Bună, măi. Păi, este... Păi, tu ce cauți aici, mă? Ce, oare de plus? Plângere împotriva mea? Ha? Nu. Ți-a făcut ceva? Nu. Păi, atunci. Glumă, mă. Cum glumă? Dar, apropo, ce cauți aici? Haide, mă, Ioana, mă, ce facem aici? Odată vreau să-ți fac și o surpriză și tu ce... Pe unde umbli, mă? Haide, mai repede, strânge masa, pune masa, că avem un musafir important care vrea să mănânce și el o mâncare caldă de om. Unde te duci, mă? Vino încoace. Unde te duci? Păi nu mi-ai zis să pun masa. Ei, dar nu vrei să-l vezi mai întâi? Că poate nu-ți mai place de el, mă, poate. Na. Dar cine e musafirul? Rafaele, ia veniți, mă, încoace. Bună. Da. Tu cum? Zici că nu se poate face nimic? M-a ajutat tatăl tău. Dar cum ai reușit? Bravo! Dacă nu mă întrebai, mă supăram. Băi, Ionico, a venit momentul să afli și tu cât de important este tatăl tău în viața ta și în țara asta, bineînțeles. Stai. Da, mamă, ești așa, ce... Bă, dar ce mi-ai spus până acum, mamă, că are probleme, că eu o rezolvam înainte să se fi întâmplat, ha? Tu nu mi-ai zis cum ai reușit să scoți. Ei, am reușit, băi, pentru că noroc am un frate procuror, aveți o rezolvare, a găsit o portiță, a rezolvat într-o a schimbat încadratura, înțelegi, și nu mai face arest la arest, a face arest... Cu mine, cum... Haide, bă, că lasă-mă în pace, că și așa ți-am spus prea multe, nu trebuie să știi tu pe astea. Astea sunt chestii de ale noastre. Până de aici încolo își face justiția treaba, în sfârșit noi nu ne băgăm.
cred că am făcut bine, mă, că l-am invitat să facă duș la noi. Eu nu mi-am dat seama, mă, noi n-avem duș, depindem de Lighean. Păi dacă ești prost, mă. Cam sare sărăcia, nu-i așa. Mă, dar până la urmă asta e. Ce să facem? Dacă ne place așa bine, dacă nu, să facă un efort. Ei, asta e, la noi ce e în gușa și în căpușă. Ne spălăm în Lighean și ne uscăm la soare. E, ce să spun. Ioano! Ionico! Ce să spun, parcă ai lui, dacă-s bogați, mare... Măi, Ioana, mă, eu nu te-am întrebat, mă, mă, dar... Eu mie nu vine să cred, mă, cum, mă, taică-sul ăsta l-a lăsat sufletul să putrezească băiatul ăsta acolo, în arest, să... Sandu Angel nu e tatălui. Ce-a zis? Că Angel nu e tatălui, dar tu nu mai auzi? Bă, uite, dar nu vine să cred. Da, nu e tatălui. Andrei nu e fiul lui. Da? Bă, al cui e? Asta nu se știe. Eu zic că nu se știe. Da, m-am auzit. Da, m-am auzit și eu, dar nu vine să cred. Da. Neferi. Bă, tu vorbești serios? Ești sigură? Da. Eu zic, bă, frate. Băi, tățică, eu spun, noi suntem fericiți, mă. Măcar noi suntem clar. Copilul meu e copilul meu, copilul tău e copilul tău și copilul nostru e copilul nostru. Păi da, n-ai, nu. Ce, mă? Mă, ce, mă? Băi, să mergem să-i lăsăm mai departe, să-i lăsăm și pe copiii ăștia să vorbească și ei, dale lor. Suntem și noi tineri cu dale noastre. Da, mai, da. Băi, băi, asta, e asta, mi-am stat minte. Tu nu mi-ai zis ce ai făcut pe examen, nu l-ai luat sau nu l-ai luat? Care examen, mă, lasă-mă în pace. Da, mă, l-am luat, a fost o chestie că am exploatat ceva cu deșteptăciunea mea, am găsit o chichiță că ei îmi trimiseseră, nu mai râde, îmi trimiseseră anunțul că la 12 examen, era de fapt la 10, eu m-am sărit în gâtul lor și până la urmă mi l-au dat din oficiu. Zi, mă, adevărul, lasă. Da, mă, am dat șpagă, da. Te-am dracu de prost, ca mine ai făcut. Dar stare ar șpagă, am gât. Uite și tu și ia o sticlă de vin. Dar s-o trăiți, cum ziceți. Băi, ce faceți voi aici? A? Nici să nu îndrăznești să mă saluți. Mi-am pierdut orice urmă de respect față de dumneavoastră. La tine, adică. Și nu te-ai eliberat? Da, știu că-ți pare rău, dar asta e viața. Eu... Bă, dar ce suflet să ai, mă? Ce suflet să ai să-ți lași băiatul să putrezească în arest? Știi ce, gata, hai că... Deja vorbești prea mult. Vezi de treaba ta. Bine, nu, dar am înțeles, nu e băiatul tău, am înțeles. Asta e, de fapt. Dar e și el un băiat. Tată, hai să mergem. Andrei, vreau să vorbim. Noi doi nu mai avem ce vorbim. Și te rog frumos, uite cum facem. Uite că m-ai cunoscut. Hai, straul, bă, dar ce nesimțit ești, bă, băiete, bă. Deci, nu te enerva, fii zen. Unde vezi tu că sunt nervos? Nu, dar vreau să aflu și eu ce și cum. Dar, și acum pe cine sunt? Pe Mara. N-ai terminat-o cu Mara? Am terminat-o, iubirea, dar vreau să aflu cum a rezolvat problema asta cu Andrei. Hai, Andreea, hai să mergem. Unde e Anca? Ce faci? Te-am întrebat unde e Anca. E la un control. O aduc imediat, dar tu ce faci? Te-a scăpat taică tu? Da, doamne, eu l-am scăpat, eu am... Nu m-a lăsat sufletul, doamna, să las acolo, cum am văzut, nu, am încercat, am rezolvat, mi-a ieșit, gata, iată, este aici. Asta ți-a ajutat? Da, doamna, ce credeți, că dacă am față de salariu minim pe economie, n-avem și noi, oamenii noștri, îi avem, doamna. Deci nu vreau să intru în amănunte, dar pentru că fratele meu care a intervenit este procuror și îi se ascultă telefonul. Deci, dumneavoastră ziceți mersi, lăsați-o așa cum a picat. N-am nicio... Mulțumesc, mă. Vă rog, nu, eu vă mulțumesc. Nu, zău, pentru mine, el... Deci eu... Dumneata, asta mă-mi face, că nu vorbesc. Bă, dar ceva nu e în regulă în toată povestea. Da, îți spun eu ce ți se pare ție în neregulă, că Andrei e liber. Bunicule, Anca a ieșit de la control? A ieșit de mult, el e în rezervă. Cum e? E bine. Tatăl, când a ieșit? Tată, uite, dăm voie să-ți-l prezint pe domnul. Dânsul a ajutat pe Andrei să iasă de acolo. Pare bine. Mulțumim foarte mult. N-am fost, adică noi am făcut ce am putut și... Pe domnul doctor, deci... N-am vrea să vă spun.
și într-o situație limită nu l-aș pe asta pe acasă? Sau vă iubiți așa de tare că nu vă mai puteți dezlipi? Nu cred că eu sunt important acum. Ai încă ce gunoi aici? A, nu, nu ai. Dar cine? Anca. Da, uite, ce bine că mi-a spus. Ce mă făceam? Că nu-mi dădea seama. Că noi... Ce s-a facem noi? Laboratorul e deschis? Da, domnule profesor. Domnule profesor, Andreea Redulescu este numele. Da, te știu, te cunosc. Da, de la mine. Domnule profesor, aș vrea să o ajut și eu pe Anca cum pot. Faceți-mi și mie analizele. Poate ne potrivim. Dacă sunt compatibile, îi ajuna eu Anca în urmărind. Iau. Dar puțin stați așa, că dacă e pe așa, domnul doctor, faceți-mi și mie analizele. Nu, eu vreau, de fapt, dacă ar fi așa frumos, ar fi să le facem toți. Deci toată lumea de aici să-și facă analizele, domnul doctor. Pentru că asta, vă rog să mă credeți, așa ar trebui să fim uniți. Asta este o calitate a poporului român, care calitate este pe cale de dispariție. Eu nu știu dacă a existat vreodată, eu cel puțin n-am prins-o. Poate că la popoarele migratoare încoace, n-am mai. Domnul doctor, eu sunt gata, deci... Te rog. Dar, serios, mergem? Sigur că vrei să faci asta? Cum și să fac, mă, dacă am convins pe toată lumea, vreau să fiu un exemplu. Bunicule, ce se întâmplă aici? Analize. Sunteți bine? Medică? Gata? Ce faci, mă, plângi? Ce faci, mă, plângi? Dar altfel nu poți să spui, mă, și tu ce faci, mă, mică dragă? Dar de ce plângi tu? De ce ești tristă? Ce faci, mă? Da, plâng, că sunt obroasă, de-aia plâng. Ia du-te de aici, că te și plestezi. Nu mai plânge. Nu mai plânge. Ce ușoră de zis. Ai, tu ai văzut ce face tactul în ultima vreme? Păi, ce face beberică? Se odihnește, mănâncă. Ce dracu, s-a împăcat cu frasul ăla bolcat, o să fie și el bogat. Nimic nu s-a întâmplat. Și ce asta e rău? Asta e rău? Numai la tine te gândești, mă, dar la mine te gândești, mă, că o să fie și el plin de bani și mă lasă pe drumul. Că tata lui Rafael. Vezi că te pot! Vezi că te pocnesc de țar dinți în baza aia. Ei, mă pocnești. Asta e, mă, gata. Sunt o proastă, n-am mână la bărbați, n-am noroc să mă ia dracu. O să mă lase și ăsta și gata. Mi s-a întins și rimelul. Am o idee. Zi. Asta mi-a clar dreptate. Băi, ia mai temă tu cu prostiile, băi. Eu nu fac așa ceva că mă omoară, cică punct. Mor, dar măcar știu un lucru. Sau vrei să fi dat viața anonimă? Ah, mamă! Mamă, ce mă mor! Doamne, ia vezi, mi-au spus pantaloni? Nu. Ah, nu. Cât e de prost anonimă? Asta de când merge la școală e așa brusc deștept. Auzi, mă, tu cuvintele astea le ai așa de la tine sau le-ai auzit și le folosești la impresie cum fac eu? Băi, ia gata, hai gata cu vorbărea. Când intră pe poartă, îl luăm și al nostru. Hai, gata, ia, pune-și mie de mâncare, te rog. Petre, dacă frige, de ce îmi pui pe picioarele mele?